sunt Lia și astăzi vreau să vă zic că am răcit extrem de tare și a venit o grămadă de gânduri prin cap și am vrut să fac un video despre prietenie, pentru că prietenia înseamnă foarte mult în viața noastră. Ai nevoie de prieteni ca să trăiești, să supraviețuiești, să treci peste o grămadă de chestii care îi se întâmplă oricărui om. Eu de-a lungul timpului am avut o grămadă de prieteni, prieteni care m-au făcut să mă simt bine, m-au făcut să mă simt fericită, împlinită, să simt că am lumea la picioare, m-au făcut să mă simt prost, m-au făcut să mă simt trădată, m-au făcut să mă simt în anumite feluri, nu știu, m-au făcut să mă simt în toate felurile. Și de aceea aș vrea să am această discuție cu voi. Am fost astăzi la un film care se numește Lego Movie 2. Evident, este vorba despre Lego. Am rămas impresionată de o fază din film. Era fix pe la început, când Lucy, adică una dintre personajele principale, nu și-a luat tot meritul de a fi lider. L-a băgat în față și pe prietenul ei, care era mai timid, nu era deloc dur. În fața tuturor, ea zicea că prietenul ei este un erou, că el a salvat orășelul, că el a făcut multe. Chiar dacă ea a luptat, ea a făcut tot, ea a dat ordine, absolut totul, ea era șefa, toate meritele erau pentru băiat și toată lumea se mira de ce a făcut chestia asta. Și m-am regăsit un pic în personajul ei pentru că mi s-a părut extrem de drăguț. Nu mulți ar face lucrul ăsta, să primească altcineva meritele pentru o faptă pe care ai făcut-o tu. Mulți s-ar simți foarte, foarte rău, dar ea o zicea cu mândrie că prietenul ei a făcut lucrul respectiv, chiar dacă și ea a ajutat. Și acum, ca să revenim la prieteni, cum v-am zis, eu am avut o grămadă de tipuri de prieteni. Acum nu mai am, pentru că, așa cum am zis, sunt mulți care te trădează, care te lasă atunci când ți-e cel mai greu. Am avut o perioadă foarte urâtă din viața mea când toți mă judecau și își făceau o impresie foarte, foarte urâtă despre mine și, da, nu mă lăsau pe mine să explic ceea ce s-a întâmplat, pur și simplu ei acceptau ceea ce au auzit, adică dacă au auzit despre mine că sunt nu știu cum, ei bine, aia este eticheta mea, se uită la mine, aia sunt, nu. Și m-au lăsat baltă. M-au lăsat baltă la greu și este un pic trist faptul că am fost cu mulți dintre ei prietenă peste 10 ani și acum când am dat de succes și sunt sus, majoritatea au revenit în viața mea sau au încercat să revină în viața mea pentru că nu vrei să faci greșeli de genul ăsta, adică atunci când îți este cel mai greu ar trebui să fie prietenii lângă tine, nu atunci când ești în culmea succesului și totul îți merge bine. Nu. Dacă nu ai fost lângă mine când mi-a fost greu, atunci nu veni lângă mine când îmi este foarte bine. Este clar. Eu în viața reală, pe lângă voi, am 3 prieteni, cred, gen prieteni adevărați. Din oraș de la mine sunt 2 persoane. O persoană cu care mă cunosc de la grădiniță și care încă mi este prieten în continuare și o persoană cu care mă cunosc de la liceu pentru că am fost puse în aceeași bancă din greșeală și eram extrem de diferite. Ne plăceau băieții extrem de diferiți, adică opuși, chiar opuși, n-aveam nicio treabă, nu ne-am certat în viața noastră pe băieți. Aceste 2 persoane au fost persoanele în care am putut să am mereu încredere, care nu m-au trădat niciodată, persoanele pe care puteam să le sun la absolut orice oră, că îmi răspundeau și mă ajutau dacă aveam nevoie și ei la fel făceau, dacă aveam nevoie îmi dădeau un mesaj să se plângă, să îmi spună despre despărțire, despre absolut orice, pentru că asta fac prietenii. În rest, mai am în București încă o prietenă care este la fel. Eu i-am plâns pe umăr, ea mi-a plâns pe umăr. Ne înțelegem foarte bine, suntem foarte apropiate, nu ne cunoaștem de extrem de mult timp, dar asta nu cred că este un dezavantaj, pentru că ne înțelegem ca și cum ne-am ști de o viață și mi se pare incredibil. E greu să-ți găsești prieteni, cum am spus. Ca să-mi fac așa o idee, i-am întrebat și pe colegii mei de gang, i-am întrebat pe băieții din 5 Gang ce părere au despre prietenii, gen ce înseamnă o prietenie pentru ei. Și cam ăsta a fost răspunsul fiecăruia. Andy, spune-ne ce înseamnă prietenia pentru tine. Un om care îți dă de mâncare este un prieten bun. Îl știți pe Andy? Sigur vă gândeați că o să zică chestia asta, adică, come on, e Andy, doarme și mănâncă, la ce să vă așteptați?
Ok, pain. Prietenia pentru mine? Nu știu, prietenia pentru mine înseamnă când un prieten te ajută la nevoie. Deci și nu la nevoie. Pentru că prietenul la nevoie se cunoaște. Exact. Foarte important. Doar la nevoie. Nu, tot. Deci ești un pic pe interes? Apropo de nevoie, că mi-e tocmai a terminat cu nevoie. Știați că Gami are probleme la baie, adică mereu când mergeam cu autocarul spre un anumit oraș pentru turneu, de 5 ori într-o oră, cred că opream numai pentru el ca să meargă la baie, adică hai, nu. Ce înseamnă prietenia pentru tine? Prietenia pentru mine înseamnă multe lucruri, precum încrederea. Bani. Precum, nu știu. Prietenia e bună. Interes. Ok, Shirley, tu vorbești mai mult. Spune-ne ce înseamnă prietenia pentru tine. Pentru mine prietenia înseamnă când ajungi la filmări la timp și poți să vii mâine la studio. Bună mea prietenă, Dia. Și altceva? Înseamnă atunci când cineva te ajută la nevoie, pentru că cum a spus și prietenul la nevoie se cunoaște. Atunci când cineva este alături de tine la bine și la greu. Atunci când cineva este lângă tine și poți să-i spui secretele tale, fricile tale, poți să-i spui lucruri, poți să te confesezi în fața lui, poți să fii deschis, poți să fii tu, exact, poți să fii tu, poți să fii tu. Ai să-și arătut de doi. Nu, tu și tru. Da, tu ai să-și arătut de doi. Da, pe lângă film și impresiile băieților despre o prietenie, vreau să vă arăt că din film noi am încercat să recreăm un dans. Am încercat eu cu Shelly să facem dansul ăsta și în vlogul lui când îi trezeam pe toți cu Shelly Style. Am încercat să o facem și când am fost la radio, când ne-am suit pe masă și făceam acolo dansul Lego. Da, am încercat să facem și azi la cinema. Am auzit că am făcut greșit, așa că Pain ne-a dat niște lecții de dans. Ia uitați. Deci, dar nu faceți așa? Eu am uitat așa. Așa. Bă, am făcut un salon, ești nebun. Am făcut așa din lume? Da, da. Voi mai țineți minte vlogul meu care eu tot ce am făcut era asta? Apare nu era asta. Mai departe, am aici, nu? După aia, bă, și după aia era aia. Așa. Așa. După aia, după aia, după aia, așa. Așa. Știu că nu suntem cei mai buni dansatori, ok, știu că dansul este extrem de ușor și noi îl facem să pară extrem de greu pentru că nu suntem deloc buni la dans, dar hei, măcar am scos câteva hituri, nu? Și acum, pe lângă tot ce v-am zis, vreau să revenim la prietenie și să vă zic ce înseamnă pentru mine o prietenie. O prietenie poate să înceapă pur și simplu cu o ceartă. De exemplu, dacă e să o iau așa, eu cu Alex, în afară că suntem împreună, că suntem iubiți, suntem și cei mai buni prieteni. Eu, înainte, nu îl suportam și el nu mă suporta pe mine. Adică, el mă suporta pe mine. Nici nu știa de existența mea, în fire. Eu nu îl suportam pe el din cauza spuselor celorlalți. Am ascultat de ei și chiar credeam că este așa cum spun ei. Și m-am înșelat când am început să îl cunosc, după cum vă puteți da seama, suntem de aproape un an jumate împreună și da. Și faza este că nu trebuie să vă luați după vorbele celorlalți. Încercați prima dată să cunoașteți o persoană personal înainte să vă faceți o idee despre ea. Știu că de multe ori aparențele înșeală, altădată nu înșeală, dar de cele mai multe ori înșeală și intuiția feminină și absolut tot ce vreți voi. Ideea este că nu trebuie să judecați o carte după coperta ei. Prieteniile chiar sunt importante. Eu când am avut nevoie de prieteni, cum v-am zis, nu am avut, m-am închis în mine și nu trebuie să vorbești non-stop cu o persoană ca să fiți prieteni foarte buni. Nu, exclus. Nu v-am spus chestia asta, dar mai am încă o prietenă foarte bună din Sibiu. Ne cunoaștem de vreo, nu știu, 8 ani sau ceva de genul și nu prea mai vorbim, dar și când vorbim așa o dată pe săptămână, o dată pe lună, credeți-mă că mă simt ca și cum aș vorbi cu ea în fiecare zi. La fel este și cu altcineva din Cluj. Când vorbim, e ca și cum n-am fi ratat o zi în care să nu vorbim. Totul stă în comunicare, în încredere și evident în loialitate. Nu străda prietenii doar pentru că ai auzit că ăla e mai tare, ăla e mai... Nu. Chiar dacă adevărul doare, e mai bine să-l auzi de la un prieten adevărat, de la unul apropiat, decât să-l auzi de la o persoană pe care probabil nu o placi sau să... Nu știu, mai bine îți spune prietenul tău apropiat față în față ceea ce gândește, chiar dacă e de rău. Mai bine îți spune, pentru că atunci știi că este prieten și îți vrea
vrea binele. Chiar dacă o să pară răutăcios sau o să crezi tu că e invidios pe tine și poate de-aia ți-o spune și e răutăcios. Nu! Mai bine ți-o spune el în față ca să știi că chiar nu este ok decât să o auzi din altă parte și prietenul respectiv să se ducă la altcineva și să-i spună exact opusul a ceea ce ți-a zis ție, adică minciuna. Nu! Eu chiar dacă am rămas cu 3-4 prieteni, sunt de părere că prieteniile sunt extrem de importante, că toată lumea are nevoie de ele și de relații la fel. Știu că în relații mai sunt și certuri, dar este și dragoste. Adică doar pentru că eu mă mai cert de câteva ori cu iubitul meu, nu înseamnă că nu ne mai iubim. Nu, avem pur și simplu o dispută, trecem peste asta împreună, prin comunicare, pentru că așa se face, așa e și în prietenie. Dacă te cerți cu cineva, nu te duci să pui sare pe rană sau chestii de genul. Nu, discuți cu persoana respectivă și încercați cumva să ajungeți la un numitor comun, să fie totul ok. Am făcut o grămadă de greșeli în viața mea legate de relații și de prietenii și chiar și în relație cu membrii familiei. La început eu cu sora mea nu ne înțelegeam deloc, dar atunci când am fost despărțite, adică ea s-a hotărât să plece în altă țară să lucreze, nu știu, atunci cred că a plecat pentru prima dată în Spania, când aveam eu 14 ani sau nici 14 ani. Până la 14 ani ne băteam, ne certam, nu ne suportam. Atât de tare m-am bucurat că a plecat. Dar credeți-mă că după o săptămână, după ce mi-am dat seama că, bă, fata asta s-a dus să lucreze și e posibil să nu mai vină ani întregi acasă, mi-am dat seama că nu este ok, că nu mai am cum să vorbesc atât de des cu ea, pe atunci nu erau atâtea aplicații de vorbit și de toate. Și cred că distanța asta ne-a unit mult mai tare, pentru că acum suntem de nedespărțit, vorbim toată ziua pe WhatsApp, ne dăm tag-uri pe Facebook și pe Instagram în meme-uri și știți că meme-urile sunt importante. Și când vine acasă, încerc din tot sufletul să stau cât de mult pot cu ea, să petrecem timp împreună, să facem mai multe chestii pe care nu le-am fi făcut când eram mai mici, pentru că nu ne suportam. De fapt, cred că e o chestie la frați, să nu se înțeleagă. Dar atunci când crești, îți dai seama de mai multe chestii și așa am făcut și eu. Și cam asta am vrut să zic. Știu că nu sunt foarte multe chestii, pentru că, cum am zis, sunt răcită și am atâtea gânduri și mi se unesc toate și este de acolo, nu știu, totul amestecat. Dar vreau să vă zic să aveți grijă de oamenii de lângă voi și să aveți grijă și ce oameni acceptați să fie lângă voi. Pentru că chestia asta contează. Și să nu vă faceți niciodată o impresie din spusele altcuiva, pentru că asta nu vă ajută deloc. Poate 5%, dar 95% este abia atunci când întâlnești persoana aia față în față, ai o conversație cu ea și îți dai seama de vibe-ul de dintre voi. Cam atât am avut de spus. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Ați aflat și ce înseamnă prietenia pentru 5King. Vreau să-mi scrieți în comentarii ce înseamnă prietenia pentru voi. Asta a fost tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Dia alături de Amos. Îmi vine să zic alături de cineva. Come on. Am fost Dia, vă pup și voi.